Atacantul echipei Chelsea Londra, Romelu Lukaku, a revenit în Italia pentru finalizarea transferului său la formația Napoli. Clubul italian urmează să plătească 30 de milioane de euro pentru jucătorul belgian. Internaționalul belgian Romelu Lukaku a aterizat miercuri pe aeroportul Ciampino din Roma. În capitala Italiei, el a efectuat vizita medicală și urmează să semneze cu Napoli. Mai mulți fani s-au călcat în picioare pentru a fi mai aproape de idolul lor. Romelu Lukaku a mai evoluat în campionatul Italiei la Inter Milano și AS Roma, echipe la care a fost împrumutat de Chelsea. Lukaku va semna un contract pe 3 ani cu Napoli, echipă pregătită de fostul său antrenor de la Chelsea, Antonio Conte, unde va încasa un salariu de 8 milioane de euro pe sezon. Napoli lucrează de asemenea pentru finalizarea transferului lui Scott McTominay de la Manchester United. Pentru jucătorul scoțian, gruparea italiană va plăti circa 30 de milioane de euro.